Nu vrei, e? Te rușine. De ce? Că mânci carboschita din gândare pe stradă. A început să filmeze. Nu ai de filmat deja? Ai dat drumul, ăla? Bine că mă văd. Nu-mi place. Salută publicul. Bună seara, bună seara. Deci că facem live ca... Live. Ca prietena Alexandra. Încă live, live, o înghițată. Mi-am oprit și ne-am luat o înghițată. Eu mi-am luat una cu Oreo. Are pe aici coajă de, de biscuite și aici înăuntru are cremă. Este chiar spumă de cremă. Uite și amalajul. Și mi-am cumpărat o înghițată Corso. Intenso, cred că se cheamă. Intenso. E bunicică. Iar eu am Magnum cu caramel. Care este păstă medie. Ca să ținem pe cineva din clasă și în viață. E păstă medie aia. Păstă medie. Azi, practic, este ultima zi de vară. Da. E ultima înghețată de pe... din vara asta. Și ca să spunești prețurile, asta a fost 10 lei, aia 20 lei, și asta a fost 5,20 lei. E pe bogăție. Și cea mai bună din toate este aia. Magnum cu caramel. Da. Am vrut. Vrei să-ți dau o vreme să vezi cum e? Îmi dai să gust? O să încerci. Păi e spumă, e o cremă, așa. Mi-e înghețată. Azi am făcut 38 de săptămâni și o zi de sarcină. Da. Nu vreau să rămân cu asta. Ieri, că e luni. Era cu 38, azi am 38 și o săptămână. Am fost la control. Eu aș fi zis ultimul control. Da, cum se știe. Practic, ar trebui pe 15 septembrie să nasc, maxim. Eu zic că o să fie mai înainte. Eu zic că o să fie după. Dar cum după? Că să mai lungim. Dar de cum din, că atunci sigur o cheamă doamna doctor. Se vadă așa. Nu te-a mai burta. Ești, ești. La fel de aia și tu apoi? Da. O să mergi până acolo? Merg, da. Filmezi acum? Filmezi, da. Pe noi? Hai, rele. Dă-mi este ajut cu aia. Nu, n-ai... Păi că te ajut eu puțin cu înghețata și tu ții tortineta, hai. Oreo. 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 Am ieșit la o plimbare. Stai că murdărești camera. Vreau asta. De ce să vrei asta? Nu ai zis aici, mamă. Da. Toată fisărie. Mhm. Ai pisică? Eu ce are casa asta, nu? Da? Ia unui medic stomatolog? Da, nu știu. Că știu. De unde știi? Este la medicul la care am fost aici, în cartier. Ok, pa. De asta știu. Sunt la foarte tare. Da. Am vrut să filmăm în weekend. Am fost la ziua bunicii, alu bunii, care a făcut 86 de ani. Hai. O să ridici? Hai, da. Bravo, Orebe. Așa, las-o în jos și pe urmă o ridici. Trebuie să vii în fața. Să ai mereu roaba în fața ta sau într-o parte, nu în spatele tău. Da? Îmi place să trântesc. Hai, mă, Alexe. Unde? Ia de la Rebecca și până acolo, uite, adună și psihologul ăsta aici. O iubesc eu numai de asta. Ia, uite la Lucian. Fo! Joci cu... Joci cu cocoșoană? Hai, mă, că vreau și asta, văd! Mă, să nu sară pe tine. Și acum... Hai, du-te! Face cu...
Îl întărâți dacă faci așa, mă? Da, da. Ia, dacă mă duc în spatele? Vine? Nu, vine. Michi, stai cu minte jos acolo! Michi, jos! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Bunii să trăiască, bunii să trăiască, la mulți ani. Gata, și acum suflă, hai. Nu te-ai îmbrăcat. Like, 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 de mult. Dă-mi încoațișa. Inchiziția. Hai să sufli. E la pătos la fiecare. Hai să sufli. Ai filmat? De două fătă la o parte. Hai, după poate să sufli eu după. Faci reclamă la Fanta. E filmare. Rămâne în istorie. Hai mă, că-s gătită. M-am uitat să-mi pun pălăria. Cum se dă asta la o parte? Stai că vreau să fixez asta. Lănțișorul ăla am vrut să spun, era pe masă pe acolo, ai pus la loc? S-a desfăcut? S-a lipit n-ai pus cârtie. Hai mă, tași și tu! Vă spui cârtie de cob, cum să pui cârtie de cob la ciocolată, Lucian? Dacă să nu se lipească de marginea. Nu rup dacă aș sta în casa acolo, dar dacă umblă pe-n grădină, la ciocolată. Ce niște pe un lagăt? Cris, sunt picături de apă pe telefonul tău. Cred că nici nu-i bun. Trebuia să aduce și savarinele. Ca să ce? Nu mai am, nu mai aprindem. E tras chibritul. Când bate vântul, mă necule. E tras chibritul, vrei. Păi ori sufli, ori nu sufli. Așa. Hai că până la prins se stinge ăla. Da, mă, că ți-a prind eu, mă. Mama mă se da. Mama mă se da. Bate vântul, dă-te mama mai așa. Da, de la vânt, mama. Îți trase chibritul, de vânt. Eu am încercat să aprind. Hai zic ca să faci și gata, ce să mai... Vrei suflat? Eu te-am văzut că n-ai suflat. Așa, gata, nu mai, l-ai stins, s-a stins singur. Păi da. M-a ajutat vântul. Da. 86. 86, ați greșit. Dar cât era, bre? Trebuia să spuneți 87. La anul. De la anul 87. La anul facem 87. Acum trece anul, trei vorbe, două mișcări. Da. Trei și astăzi voiam să mergem să ne plimbăm cu ăla. Zic, cum îi zice? Au trebuit etajat. Supraetajat, mă. Așa. Să audă tot bine. Dar, da. Dar am așteptat să vină cei cu covoarele, că am avut covoarele la spălat. Și au întârziat și n-am mai mers astăzi. Și ne-am uitat pe site și am văzut că de mâine au tarifele reduse la jumătate. Dar mâine seara avem iar treabă și o să mergem joi seara. Asta dacă nu ne-am spus între timp. Unde mergem? Am eu treabă. Mâine seară. Unde? Și nu cred că mai apucăm. Nu puteți plecăm. Până la... 9 fără 20 să plecăm din gară. Și o să mergem mâine miercuri joi. Asta dacă nu nasc între timp, pentru că nu prea sunt eu confortabilă cu data de 15. Mi se pare mult prea târziu. Deși mi s-a zis că tot ar fi în regulă și că nu aș avea niciun semn, dar nu se știe niciodată. Oricum, de mâine începe toamna. Este un anotimpul nostru preferat, în care noi am făcut multe chestii. Practic vreau să zic că luna septembrie este luna cu cele mai multe realizări ale noastre. Hei, eu nu mă văd. Hai, de. Deci tati nu se vede, da? Da. Trecem cu astea, vezi și nu vreau să mă văd, eu nu vreau să mă văd, nu vreau să mă văd. Deci se ține? Da. Deci e încercă da. Luna noastră cea mai tare. Cele mai multe realizări. Unde ești, Rebecca? Da. Bine, nu e chiar cea mai multe realizări. Ba da. Noi avem în toamnă, în general. Toamna e anotipul nostru. Adică să începem cel așa, mai bun. Cu ce începem? Cu căsătorie. A fost prima oară căsătoria. N-a fost prima oară căsătoria. Septembrie? A fost mașina atunci. Mașina, da. Mașina a fost pe 11 septembrie, adică 9-11.
s-a nimerit să fie, 2008. Da. După aia a fost căsătoria în 2011. Le luăm 2008. În ordine cronologică. Da, 8 septembrie. Da. 8 septembrie, cu Nia Civilă. Da. După aia a fost cumpărarea apartamentului. Pe 19 septembrie. Am semnat actele pe 19 septembrie. Da. Nu ceva de genul, spun eu clar. Da. 19 septembrie. Așa. Așa. Pe urmă am făcut firma pe 16 septembrie. Care acum este 2000, ziua Lucia. 2014. 2014. Acum 7 ani. Da, mă. Fac 7 ani. Super tare. Și avem rând. Așa. Și mai avem una pe 4 septembrie, când am plătit apartament. Da. Și practic pe 4 septembrie facem un an fără rata. Da. Yay! Deci acum toamna trebuie să ne mai luăm și ceva. Și o să avem un bebe. Da, și o să avem un copil care trebuie să fie într-un zi din septembrie. Poate astea, să fie orice zi din septembrie, că practic... Adică, practic, cum să zic, a remarcat Lucian că sunt cam 3-4 zile între... Între ele, zilele astea. Da. Și poate să fie într-una din ele care nu este... Nu prea se nimerește. 15 septembrie, ăla nu prea se nimerește așa. Dar e posibil să fie și 15, da? 15, 15 octombrie, e... Că avem 16. 15 octombrie? Da, da, 15 octombrie, vezi că lovești mai. Da, 15 octombrie am făcut cununia religioasă. Și pe, pe... Da, și pe 15 februarie am botezat-o pe Rebecca. Da. Deci ar merge și un 15 septembrie. Da. Deși nu se știe. Și cred că pe 15 septembrie, dacă nu mă înșel. Așa. Sau nu, ce pe 13 ce septembrie. Ce ai făcut pe 15 septembrie? Pe 13 septembrie este ceva cu Sfântul Lucian sau ceva. Nu. E pe 15 octombrie Sfântul Lucian. Nu. E și pe 13 septembrie. Ne uiți în calendarul creștin ortodox de anul ăsta și să vezi că este pe 15, pe 13... Ce zici tu? Dar cred că e pe 13 totuși, parcă să zic. Da. În fine. Hai. Deci asta a fost septembrie, octombrie și noiembrie, nu zici de noiembrie, noiembrie nu zici? E, noiembrie, să zici că zicem noiembrie. Uitați o dronă acolo. Dronă? Ce dronă? Uite acolo sus. Da, acolo de mare. Filmează-o. Ce dronă e mai atâta de mare? Este, măi. Cum să fie avion? E prea aproape să fie avion și nici măcar nu se aude. Ba, se aude. Faceți și voi cu mâna. Este un OZN? Da. Acum l-auzi? Un OZN modern. Îl auzi? E avion? Nu, că o să fie un avion. E avion, da. Și aude. L-auzi motorul acum? Da. Să fie dron așa mare și larg. Păi facem invers așa? Cum vrei voi? Aveți dublură. Stai că deja am văzut cărțile. Eu nu ți-am văzut dublură. Pentru că nu am văzut nimic aici. Jolly. Yo. Ma. Yo, Zolit.